Viitorul Constanța a înfruntat o în deplasare pe FK Pribram în prima manșă a turului 2 din UEFA Youth League. Pribram a deschis scorul după o jumătate de oră de joc și a mai marcat o dată pe finalul partidei. Cehii s-au impus cu 2 la 0. A fost prima înfrângere suferită de echipa sub 19 ani a viitorului în această ediție a Youth League. După insuccesul din Cehia, puștii de la Academie vor încerca să întoarcă rezultatul pe teren propriu. Manșa retur se joacă pe 25 noiembrie la Ovidiu, pe terenul central al Academiei Gheorghe Hagi. Echipa care se impune în această dublă manșă merge mai departe în UEFA Youth League.